guys, salutare toată lumea și bine v-am regăsit la un nou vlog super, super tare! Astăzi o să facem ceva foarte, foarte mega diferit față de celelalte clipuri pe care le-am făcut până acum. Toată lumea știe că pe pământ există oriunde, în orice colțișor al străzii, camere de supraveghere. S-ar putea ca și la tine în casă sau în camera de hotel sau în closet să fie o cameră de supraveghere. Suntem supravegheați 24/7 și știți asta pentru că trăim în secolul vitezei, în secolul tehnologiei, așa că ai grijă ce faci pe stradă sau când ieși din casă, pentru că s-ar putea ca o cameră de supraveghere să te filmeze și următoarea zi să apar pe internet la o nouă reacție de aleatoriu picat. Pentru că astăzi o să reacționăm la cele mai ciudate lucruri care s-au întâmplat vreodată pe camera de supraveghere. Înainte de a începe acest clip, nu uita să rupeți butonașul de like pentru că mă motivează să fac cât mai multe vloculețe din astea super, super mega tari și să postez mai des. Rupeți butonașul de like și să scrieți acolo în comentarii minutul vostru preferat din acest clip. Așa că rămâneți de la început până la final și uitați-vă, pentru că vreau să citesc toate comentariile voastre și să văd care a fost minutul vostru preferat, să vă apreciez acolo cu o inimioară și poate să fixăm și un comentariu, poate e al tău, cine știe. O să mă dau un pic mai în spate pentru că trebuie să vedeți anoracul ăsta super, super mega tare, pentru că da, guys, www.antoniopicant.com, site-ul meu de mărciuri revine pentru că am scos cea mai tare linie de mărciuri ever, inclusiv acest ursuleț care are bănuții ăștia aici. E un anorac super, super șmecher în primul, e super mega calitativ, hanoracul este gros, este dintr-un material net superior și pe lângă chestia asta am multe surprize pentru voi cu venirea noului site. Vreau să vă arăt nebunia asta de aici, care este semnătura mea oficială, care este imprimată pe hanorac. Este o chestie originală pe care n-am văzut-o până acum nicăieri, nici în străinătate, nici în România. Probabil în străinătate s-or fi făcut, nu sunt eu chiar așa la curent cu orice chestie. Hanoracele astea sunt super tari, da, ok, intrați pe primul link din descriere și comandați-vă ceva și o să vă zic imediat și de ce s-o faceți. Faza este că atât eu cât și iubita ne-am deschis site-uri noi de mărciuri, îl aveți chiar și pe al ei în descriere. Site-urile sunt noi, până acum nu cred că s-a făcut nicio comandă pentru că abia au fost lansate. Și ce vreau să vă spun vouă, care este cea mai mare surpriză odată cu deschiderea noului site, este că primele 100 de comenzi făcute din București sau de pe lângă București, da, pe o rază de 50 de kilometri, să zic așa, inclusiv Ploiești, inclusiv ce se află pe lângă, primele 100 de comenzi vor fi puse într-o tombolă unde se vor extrage 10 câștigători, unde comenzile vor fi onorate chiar de către noi. Adică noi o să venim la voi acasă cu coletul, o să vi le aducem și în plus o să apăreți și pe vlogul nostru. E super mega tare, nu trebuie să ratați chestia asta. Intrați pe linkul din descriere, comandați-vă orice produs, deci este valabilă chestia asta pentru orice produs, numai că trebuie să fiți din București sau de pe lângă București. Iar pentru cei care nu sunt din București sau de pe lângă București și unde nu ne e accesibil nouă să ajungem, dacă vă comandați chiar acum un produs de pe site-ul din descriere și vă faceți o poză purtându-l și îmi trimiteți poza mie pe e-mailul din descriere marketingpican@yahoo.com, o poză purtând mărciul meu, în următorul vlog, la început sau la final, o să apăreți voi, o să apară acolo poza voastră alături de mulțumirile de rigoare. Vă mulțumesc foarte mult și hai să mergem odată la reacție! Chiar sunt foarte mega curios ce lucruri ciudate au fost surprise pe camere. În timp ce căutam clipurile pentru reacție, vă dați seama că am mai urmărit așa, am mai văzut așa cât un moment, două momente și mi s-a părut așa... Unele lucruri chiar nu cred că pot să le arăt pe vlog. Deci, hai să începem. I struck an elderly man for no reason. A group of firefighters were nearby. And let's just say they put... What? Cine m-a fost mă asta, mă? Deci omul ăla mergea cu bicicleta și pur și simplu i-a dat o palmă unui om random care mergea pe stradă. De ce ai face asta? Ce e interesant la chestia asta? Chiar nu pot să înțeleg. Să se mai merge așa liniștit pe stradă să-ți dea unul o palmă. Păi nu te enervezi? Ia, ia stai că l-a prins băieții. Oamenii ăștia sunt pompieri sau ce sunt? Ia. Dați-i băieți, dați-i că vin și eu băieți. Așa frate, să le ia poliția. Păi dar ce frate, nu ți se pare normal? Păi așa cum poți să-ți dau palma după ceava, poți să te și înjughe seara. Deci un om care conduce un Lamborghini a aruncat un gunoi și acum un om o să-l învețe o lecție, chiar sunt curios. Ma, te-a făcut bată cu bicicleta. Ia. Cine mă face asta? Oh! Tu zici
că iar mintea ei credea că doar ea a văzut chestia asta și nu o să afle nimeni și nu știu ce. Următoarea zi pe internet. Un tomberon lovește o femeie. Incredibil, oameni buni, incredibil! Ia, ce face? Face curat la zăpadă. Așa, și... Mamă, păi să moară Jack Sara dacă nu mă duceam după el. Și mare capac ce-i dădeam, ești nebun la cap. Du-te bă de aici, păi stai și lucrezi 2-3 ore să-ți dai zăpada după potecă și după vine ăla și îți distruge toată munca, ești nebun la cap. Ia. Ce face? De ce-l miroase cățelul? Avea niște hot dogi în pantalon, ce naiba. De ce pică oamenii pe jos? Nu înțeleg. Să vă arăt lectura. Hop, una, hop, a doua. Luci polari? Ia. Bă, dar oamenii ăștia chiar și-o cer. Ia-o, dai, bă! Mamă, frățică, frățică. Mamă, trăiți arneamul tău. V-ați văzut cât a ursul? Bă, dar și pe el îl mănâncă, frate. Cum să stai cu snowmobilul în spatele unui urs de 7 tone, frățică? Cum? Mamă, nu-mi plac clipurile astea. Nu-mi plac clipurile astea. N-aș face jobul ăsta nici pentru 10.000 de dolari pe copac, e nemun. Bă! Shoplifter was trying to charm and distract a worker in order to steal a bottle of liquor. And this happened. Ah, ce a zis? A zis, mi-au decolteu până în buric și să vezi că mă duc la asta și fraierez la bani. Ia ceva în genul ăsta. Ia și... Da, și omul i-a închis ușa, dar cum? Cum a închis ușa? Dar nu înțeleg cu ce a vrut să-l fraierească. Aaaa, femeia a vrut să plătească una, dar ea și-a umplut geanta oricum. Și acum arată, e goală, e goală. Băi, băi fraților, nu-mi plac chestiile astea absolut deloc. Astea îmi plac, filmările astea de... Ia uite bă. Deci un om vandalizează o casă pentru niciun motiv? Pur și simplu că așa a vrut el? Mă, băi, cred că dacă mi-ar fi făcut mie la casa mea așa ceva, n-ar fi scăpat deloc basma curată. Uite cum dă cu vopsea pe casă, omul. De ce faci chestia asta? Ia. Wow! Nice! Ia, l-a prins. Nu-l lasă să treacă. Normal. Așa, bine, bine, ce tare, ce tare, o mamă, hoții ăștia trebuie să plătească, frate, gata, l-au prins, mamă, ăștia ar trebui să lucreze la poliție, ești nebun la cap, știi cum ar fi ăștia cu mașinile de poliție dacă și-au făcut cu chestiile astea de transportat cutii? Ia ce s-a întâmplat, wow, wow, be careful, bă! Bă, ăsta s-a făcut farmacist, dar ăsta trebuia să fie fotbalist, ești nebun la cap, cum facem? Ia. Vai de capul meu, săraca! Vai de capul meu, ce... Mamă, ce farfurici a primit în cap, bom, direct! Mamă, dar de ce are... Ați făcea aripă față și pe aici, și pe aici, săraca. Mamă, cred că n-am mai venit la muncă după ziua asta. Ia uite-l, bă. Ia uite-l pe ursulache. Mamă, stai că au venit căței. Mamă. Ia uite-l, bă. Ia uite-l, bă, pe astea se bate cu ursul cu ăla cot. Asta-i fă, mamă, pe asta să nu vă luați de nevastă, băieți, că să moară Jack Sara, că dacă... Spuneți-mă dacă apucați să comentați în fața ei că... Mare castana peste cap, v-ați dus în cap. Ia uite bă. Ia uite bă, vine ursul după ea și ea se duce după căței.
Ia. Ia uite cât să joacă biliard. Ia. Du-te, bă, de aici, bă, al naibii cățel. Bă, ce urmează, bă, să vedem? Să vedem pe Hani cum joacă poker. Ce se întâmplă? Ia-o, cioara. Ciorile sunt foarte inteligente. Băi, ce, bă? Bă! Ia uitați, bă, cioara e mai deșteaptă ca omul, ești nebun la cap. Am văzut cioara aruncând chestii la gunoi, am văzut căței traversând strada corect. Deci animalele sunt mai deștepte decât oamenii. Ascultați-mă pe mine ce zic. Uitați-vă la ea, frate, ești nebun la cap. Doamne. Ia uite-l pe ursulache, ursulache de bulache, ursulache de bulache fură gagici pe pădure. Ia uite, femeia a venit și a pus soțul ei la pădure și ursulache a venit pe la spate, ha. Ia uite-l, mă. Bă, faza e că urșii sălbatici, dacă nu-i bagi în seamă, ei n-au ce să facă. Băi, uitați-vă și voi la el, un miros, dacă o mușcă de picior. Ia. Frate, da, așa mega tot pe femeia aia, cred că dacă îmi făceam ea așa, eram leșinat în secunda a doua, ești nebun? Ia. Ok. Ce povestește omul ăsta aici este că cineva și-a cumpărat un calculator de la Mac, dar când a ajuns coletul era foarte, foarte deteriorată cutia și s-a gândit omul să intre pe camerele de securitate să vadă, bă, ce s-a întâmplat cu coletul meu, ce au făcut ăștia, l-au adus, l-au aruncat de la avion, ești nebun la cap că e calculatorul stricat. Haideți să vedem cum i-a livrat pachetul. Ia să vedem ce a făcut. Am înțeles. Normal, frate, că nu e al tău. Normal, ce crezi? Uite, frate, cât de urât, băi, frate, nu. Frate, dacă ți-ai ales să lucrezi, să ai jobul ăsta, frate, chinuie-te, oricum, UPS, frate, să nu ai tu un de-ala de cărat cutii, un de-ala să te ajute să-i pui omului în fața casei, înțeleg, adică înțeleg și omul care lucrează, înțeleg și pe omul care a comandat chestia asta, dar pe ăștia de la UPS nu-i înțeleg, frate. Ia să vedem ce se întâmplă. Ia. Băi, ești nebun, am plecat mașina! Ma, bă, bă, ești nebun la cap. Mamă, dacă alea erau florile lui mama, mă duceam în cap direct, s-a terminat. Ia să vedem elefantul. Ce face elefantul, ia? Mamă, asta chiar e cameră de supraveghere, ia, mă, ia. Uite, mă, și elefantul aruncă la gunoi, ești nebun? Bă, nu se poate așa ceva. Ia. Asta încearcă să fure ea. Am înțeles, ziceau, gen ei poate să încuie ușa gen din telecomandă sau o chestie de genul ăsta, pentru că lucrurile astea din magazinul ăsta de bijuterii sau alte chestii sunt foarte scumpe și îți dai seama că nu-ți permit ca atunci când un om probează ceva să fugă cu el. Dar oricum dacă te uiți la omul ăsta, aha. Aha. La poliție cu tine, prietene! Ia să vedem la piscină. Mamă, ce om, ce mi-aș dori să fie înapoi vară, doamne. Ia. Mamă, trăiți, ia, uite, bă, iară pe ăștia cu coletele. Bă, ce om nesimțit, bă. Mă, cred că dacă îl prindeam, mă, făceam eu așa ceva. Cred că dacă îl prindeam, când făceam eu așa ceva, cred că mă ducea la el și... Cineva caută un urs într-un magazin. Tu uitați-vă ce chill e ursul. Ursul și-a luat o pugără cu fulet, mă, că și el un Pringles, un Chico, ceva frumos. Papă și el o ciocolățică. Ce e foame, mă, fraților, dacă oamenii distrug pădurile, ce vrei, ia. Mamă, ce profi se vede.
Gen Tesla au camera integrată. Is this woman that got caught just keying a Tesla that was parked next to her? Ce face asta, frate? Nu înseamnă că dacă o persoană are o mașină scumpă în parcare, nu înseamnă că a făcut apar și a apărut o mașină scumpă. Frate, omul a muncit, omul poate a avut norocul lui și tu o să-l ai la un moment dat. Dacă o să faci chestiile astea, nu o să te ajute Dumnezeu cu absolut nimic mai rău. O să-ți primești și după te întrebi, Doamne, ce am făcut eu să primesc una ca asta? De ce nu am și eu norocul altora? Pentru că faci lucruri ca astea sau pentru că ești invidios pe alții, nu mai fi frate invidios. Muncește, muncește la visul tău și o să poți la un moment dat să-ți permiști o mașină ca aia. Îți garantez că dacă muncești și crezi în tine, nu ai cum să nu reușești. Ce naiba asta, tată? Băi, dar aprecia măcar că a trecut pe verde. Bă, mă jur de nu mi-aș vrea și eu din asta și aș face un vlog în care merg 24 de ore cu... Mă, dar nu, frate, cum se face așa ceva în România aici? Îmi pun la cap, cred că pot să fii și amendat. Uitați să-și tragă omul frâna de mână. Stai să vezi aici, nebunie, mă, nici nu vreau să mă uit. Nici nu vreau să mă uit, eu am noroc că frâna mea de mână e automată și mă ajută foarte, foarte mult. Pentru că uitați-vă ce se poate întâmpla. Ia. Mamă, ce bulan, ia. Vium, mamă, uite cum s-a băgat. Hai, mașină. Mamă. Deci, omul ăsta s-a născut a doua oară, am putea spune, pentru că a avut cel mai mare noroc, ești nebun la cap, nu s-a întâmplat absolut nimic. Deci am văzut unele chestii când pleacă mașina și se face propădere, s-au făcut accidente grave, rău de tot. Asta se întâmplă când vrei să furi, asta se întâmplă când vrei să faci lucruri greșite, s-o primești. Which probably cost him more than the energy drinks themselves. Yeah. Ce-a făcut, s-a blocat? Mamă, să vezi tu. Băi, și merită. Și dormiți? Ai grijă. Ai grijă. Poți să fii megra, poți să pierzi slot. Ai grijă. Wow, be careful. Să moare Jacksona, dar are barca aia 10 tone cu tot cu remorcă și el a crezut că poate să o țină în frâu. Nu, poți frățică nici dacă ești Hulk. Ia uite, ia. Bă, da, vezi că a ținut-o bine omul, sincer. Ia. Săraca! Știți vorba aia, de frumoasă e frumoasă, de deșteaptă e frumoasă, știți, nu știți vorba aia? Ia. Bă, dar chiar sunt oameni care pur și simplu merg așa pe stradă și răpesc alți oameni? Doamne ferește, ce deștept e, frate. Bă, dar chiar foarte, foarte smart omul a alergat în spate. Că până bagă la marșalier și până bagă la și înainte și marșalier, ăsta deja a fugit acasă, ești nebun la cap, deja e în duș. Vai, cât de bună e asta, trebuie să o fac și eu pe asta, vai, e bună rău de tot. Ia. Au făcut două găuri în gard pentru... Mamă! Că atunci când vine acasă săpunică ție să-i poată vedea prin gard, nu pot să cred, ia. Du-te, bă, de aici, ce tare, bă, e tare rău de tot asta, tare rău. Hoverboard-urile astea nu mi-au plăcut niciodată, mi s-au părut foarte, foarte periculoase. Ia. Ia. Doamne, mamă, și acum vine și o mașină, că așa se întâmplă de multe ori. Ia, fugi, fugi! Mă, dar oamenii când fug după chestii care alunecă în stradă sau pică în stradă, fie că e o mașină de tuns iarba sau o mașină normală sau orice altceva, o minge, oamenii n-au instinctul de a se uita în stânga și în dreapta dacă vine o mașină să nu-i calce pe cap. Nu, frate, pur și simplu oamenii aleargă după lucrul ăla, dă-l mă-n pisici, că asta este, e o mică tamponare pentru ăla din mașină, nu-ți moare nimeni, dar tu poți să mor dacă alergi în fața unei mașini. Uite, și-a vor să fure mașina. Mamă, să-ți dai seama, frate, să-ți vezi pe ceva cum se sparge mașina. Da, interesant ce l-a întrebat ăla. Hei, ce faceți acolo? Ce să-ți faci? Mă, îți fură mașina. Nu era obvious, era ce-ți fac? Îți fură mașina, e bun. Vreau să-ți spui, nu-mi fura mașina. Atunci era mai inteligent. Mamă, săracu. Dacă a băut. Ia, aolo! Ia uite, le coboară cu marșalierul. Ia, hai frățică, că mai e 5 scări. Ia.
Hai, hai că se poate. Aoleo! Mama, s-a lovit. Ah, cât, cu cât, la cățele acțiunea ea. Doamne, s-a făcut pipi cățelul pe ele și se pun la cap. Uleu! Doamne, ferește. Uite, și acum vrea să dea în el. Păi e vina la cățel, mă. El și-a făcut nevoile. Ia uite, a fără pisica artificiile. Și ar fi tare să iese... Nu pot să cred, și pisica asta fură lucruri și le aduce la ușă stăpânii care o deține. Nu pot să cred. Tare pisica asta, serios. Ce tare ar fi să mi-aduc și Mihani la un moment dat o cutie plină cu mai așa cu bancă de 500 de euro. Pa, nebunie maximă, nebunie maximă. A urmat să fie jefuit omul ăsta și cum s-a apărat, ia să vedem cum s-a apărat. A, da, cu benzină, păi, dă-și pe ăla. Gata, și pe ăla. Mamă, ce tare, nu m-am fugit aia. Și ce mai trebuia să facă după? Să iau un chibrit, să-l aprindă, să arunce pe mașină, mamă, era tare, da. Guys, vă dați seama că era o glumă, da. Bine, pentru ce urmau ei să facă, ce le-au oferit în schimb a fost destul de corect. Faza cu chibritul e exagerată, într-adevăr. I-a pedepsit cum se cuvine. Mamă, ce tare, frate. Mă, dar uite, uitați-vă când un om vrea să fure ceva, mă, cum și-o primește înapoi de la karma, aici, un instant. Mamă, cum ne-ai să spargi geamul ăsta, frate? Nu vine să crede și bula ta, băi, băiatule, băi. Omul stătea pe TikTok, e de bula ca femeia alicinată în fața lui și el stătea pe TikTok, era, da. Și ce mai faci? Aha. Și femeia alicinată în fața lui nu vine să cred. Mamă, frate, ce cățel deștept. Ia. Ce deștept e, bă. Știi să aducă și banii? Mamă, vreau să nu vă spun să fac așa, dar el ajunge la clanță decât dacă punem scăuneta deasupra. Îi fac o scară, ești nebun la cap la clanță. Băi, ești nebun la cap ce picior a dat la clanță aia. Cred că omul ăla a așteptat banii, ești nebun la cap. Doamne, ferește-o. Guys, cam acesta a fost cu clipul. Dacă v-a plăcut, nu uitați să rupeți butonul de like. Nu uitați să vă comandați cel mai tare merch din primul link din descriere. E un merch super, super tare. Avem foarte, foarte multe modele. Avem și cu picant, avem și cu un dolar cu flăcări. Păi, sunt foarte tare. Avem șepci, ghiozdane, anorace, tecouri, de toate. Kilos mai avem să facem. Și nu uitați că primele 100 de comenzi care sunt făcute din București sau de pe lângă București vor fi puse într-o tombolă de unde se vor extrage 10 câștigători la care vom merge chiar noi să livrăm comenzile. Așa că grăbește-te chiar acum, poți fi chiar tu unul dintre câștigători și le poți întâlni în viața reală. Cam atât de aici, v-am pupat, nu uitați să mă urmăriți pe Instagram pentru că postez zilnic story-uri și poze și nebunii.